El este viu în veci de veci. A înviat, locuiește în cerul la dreapta Tatălui și milocește pentru noi și astăzi suntem binecuvântați lui. Amin. Epistola lui Pavel către Tit, capitolul 1, citim de la versetul 11 începând până la versetul 14. Cuvintele scripturilor vorbesc astfel din Tit capitolul 2, la versetul 11 la versetul 14. Căci Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde, și arătarea slavei Marului nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. El s-a dat pe Sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să scurețe un orod ca să fie al Lui plin de râvnă pentru fapte bune. Amin. La acest moment de sărbătoare, la acest moment în care din toată inima recunoaștem divinitatea, supremația, gloria lui Isus Hristos, nu pot decât să rămân plin de uimire de Harul Său, de bunătatea Lui pentru noi și să recunoaștem cu toții că El este Dumnezeu. Acest cuvânt ce l-am citit m inspirat de-a acestor sărbători pascale, mi-a confirmat că este textul bine ales și mesajul potrivit pentru nevoile noastre tot ceea ce s-a întâmplat în ziua de astăzi, începând cu mesajul pastorului Călin Gog și cu cântări, cu mesajul de frate Lazar, toate parcă m-au făcut să înțeleg că ceea ce Domnul mi-a dat este așa o concluzie glorioasă a acestui moment de sărbătoare. Am să vă chem în momentul de ce urmează să ne poziționăm între trei dimensiuni, între trei dimensiuni ce pentru noi sunt atât de importante. Înainte de a le enunța sub uh, titlul mesajului această seară, ar vrea să vă aduc la atenție una din pildele ce mi-a marcat mult gândirea și orice ori este o sărbătoare ce are pe Hristos în atenție. El este mereu și ar trebui să fie mereu în centrul atenției noastre la toate sărbătorile, dar vorbesc aici de, de cele mari care omenirea le recunoaște indiferent de culoarea lor religioasă, nașterea Domnului, intrarea Domnului Ierusalim, moartea și învierea Domnului Iisus, îmi vin în minte mereu și mereu, de fiecare dată, aceste cuvinte ce le-a rostit un actor celebru din România, un realizator de media din România, și a spus în felul următor, dacă astăzi Hristos ar umbla prin orașul nostru ca persoană fizică. Nu știu dacă l-am recunoaște și câți am fi afectați de el. Dar Hristosul cel viu ar veni astăzi prin orașul meu, ar umbla pe străzile noastre și aduce mesajul lui, nu știu câți dintre noi l-ar recunoaște sau ar fi afectați de către el. Vă mărturisesc că m-au zdrobit aceste declarații ale lui. M-am gândit cu multă considerație la faptul că sărbătorim, la faptul că vorbim, la faptul că declarăm despre Hristos foarte multe lucruri, noi suntem cei care pretindem că sărbătorim, pretindem că avem o cunoaștere a Lui, pretindem că avem o relație cu El și mă întreb dacă în adevăr chiar l-am recunoaște pe Cel înviat. Mesajul care vine în de voastră această seară l-am intitulat Noi, Golgota și Cel Înviat. Noi, Golgota și Cel Înviat. Cele trei dimensiuni, dincolo de timp și spațiu, aceste trei dimensiuni ce vor rămâne, aceste trei dimensiuni ce ne vor afecta eternitatea, noi, Golgota și cel înviat. De-a lungul istoriei, oamenii și-au arătat interesul față de divinitate. De-a lungul istoriei, oamenii au căutat pentru fel sau altul să-și exprime religiunea lor, modul lor de a se apropia de, de cineva mai presus de către ei. Oamenii au nevoie de rădăcini spirituale într-o lume în care schimbările se produc cu o viteză amețitoare indiferent ce se întâmplă în jur noi, ca oameni, încă avem nevoie de această umplere spirituală. Că acest gol din inima noastră, care nu poate fi locuit cu lucruri materiale, cu, se spunea, cu banii noștri, cu uh, averile noastre, cu pozițiile sociale, pozițiile academice, nimic nu poate, acest gol din, din, noi, din viața noastră să fie umplut decât de către Isus Hristos. Și astăzi când vorbim despre cel înviat, astăzi când vorbim despre cel care a biruit moartea, sigur că este o declarație extraordinară când recunoaștem că pentru noi, la Golgota, acest Hristos ne-a dus în ultima dimensiune a trăi alături de cel înviat dar este o călătorie fantastică. Este un drum pe care Apostolul Pavel îi transmite lui Tit și nu numai, și astăzi nouă, și ne arată că aceste trei dimensiuni nu pot fi întrerupte, că aceste trei dimensiuni nu pot fi schimbate și că ele trebuie luate ca un tot. De aceea mesajul meu e în altfel acesta. Noi, Golgota și Cel Înviat. În primul rând, Dumnezeu a împlinit prin Hristos, prin Cel Înviat, la Golgota, ceea ce oamenii nu puteau îndeplini. Repet, Dumnezeu Tatăl prin Hristos, la Golgota, a împlinit prin El ceea ce oamenii nu puteau îndeplini niciodată. Versetul ce spune că harul lui Dumnezeu, ascultați, harul lui Dumnezeu, nu înțelepciunea mea și nu priceperea mea, nu știința noastră, nu noi, cum spunea psalmistul, nu nouă, Doamne, ci numele Tău dăm slavă în veci. Nu noi, nu avem noi cum, ca să credem de atâtea ori că totul se învârte în jurul nostru. Chiar că avem impresia că noi putem face mai mult și aspirăm înspre mai mult, că zburăm până la lună și înapoi. În ceea ce privește mântuirea, nimeni dintre noi n-ar fi putut îndeplini, n-ar fi putut face ca planul acesta al salvării să fie îndeplinit decât prin Isus Hristos. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii, spune versetul 11 din Tit capitolul 2, a fost arătat. Harul lui Dumnezeu pentru noi, pentru toți oamenii a fost arătat. Ce ai căpătat și știu că poate părea ca un moment de a aduce aminte și este foarte bun. Ce ai căpăta de fapt atunci când realizezi ce Hristos a făcut pentru tine? Ce contează de fapt atunci când vorbesc de relația cu Dumnezeu? Mă deranjează mult creștinismul din ziua de astăzi, vorbesc pe creștinism superficial, care este încadrat, așa cum se spunea de dimineață, în forme și în religiuni, pe unii îi ține acest creștinism până la mormânt, alții chiar că merg în mormânt, uită să mai iasă din mormânt. uite să mai iasă cu Hristosul cel viu. Rămân acolo. Dar vreau să vă spun că ceea ce contează cel mai mult pentru noi și ceea ce trebuie noi să proclamăm mereu este că la Golgota noi am căpătat mântuirea. N-am căpătat-o prin forțele mele. Și n-am căpătat-o prin știința mea. Și n-am să o capă prin evlavia mea, oricât de mult îmi este drag de Dumnezeu. Și mi este drag de Domnul. Și îl iubesc pe Domnul. Și vreau să rămâncă din jos. Dar mântuirea, mântuirea am căpătat-o noi prin Isus Hristos. să-i fie numele. Îmi place atât de mult ceea ce. Pavel le spune celor care încă mai aveau conflictul acesta între har și lege: Ei nu înțelegeau dimensiunea harului, erau foarte buni pe ceea ce înseamnă legea, erau foarte atenți la fiecare detaliu, la fiecare literă, la fiecare principiu. Și vine Pavel și le aduce acestor oameni foarte meticuloși ceva care îi șochează, că dincolo de sârguința aceasta de fapt există unul care aduce o formă cu totul nouă și se numește Harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu. Fără de har, dragii mei, să știți că noi n-am fi fost aici. Fără de harul lui Dumnezeu, nu am putea să ne bucurăm de mântuirea sa. Fără de harul lui, n-am putea să cântăm cu atâta drag și să declarăm cu atâta enfază Iisus Hristos este Domnul. Pentru că ne-ar fi frică. Și am dat seama că, de fapt, n-am putea îndeplini toate poruncile legii. Ne-a fost prezentată mântuirea, ne-a fost adusă mântuirea pentru noi, pentru toți oamenii. Eu am locuit toți oamenii cu conceptul acesta de noi. Îmi place că Dumnezeu pentru noi la Golgota, prin cel înviat, ne-a făcut parte din descoperire. Știți că astăzi, dacă te duci să cercetezi în adânc lucrurile tainice, vei vedea că este o plecare foarte serioasă înspre paranormal, înspre mister. Mai mult ca oricând, în ultima vreme au apărut tot felul de filmulețe cu uh, lumea extraterestră, că suntem contactați de unii și de alții, apar tot felul de farfuris zburătoare, de obiecte ciudate, se întrecă mai de care să falsifice pe conturile media tot felul de astfel de imagini, să, să arate că acum ies la suprafață, revelate lucrurile. Vreau să vă spun această seară prin vocea Apostolului Pavel. Ceea ce contează cu adevărat pentru noi să știm, să înțelegem, să ni se facă descoperit este harul lui Dumnezeu. Să înțelegem mântuirea de care avem atât de mare nevoie. Să înțelegem că Dumnezeu n-a vrut ceva misterios. Dumnezeu a vrut să se descopere. Este fenomenal, spune versetul 11, dacă citiți împreună cu mine, spune căci Harul Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Sărbătoarea de astăzi, să știți că este parte din revelația planului lui Dumnezeu. Este desfășurarea de cunoașterea lui Dumnezeu. Când vei ajunge în prezența Lui, această zi va fi consemnată ca un moment în care Dumnezeu a vrut să ți se descopere mai mult decât de a trecută. Nu este un har extraordinar. Nu este o dimensiune fantastică să ajungi să l cunoști pe Dumnezeu astăzi mai mult decât l-ai cunoscut ieri. Altfel, dragilor, viața de credință ar fi cu adevărat o povară. Dacă nu te-ai bucurat de Harul Domnului, dacă nu ai cunoaște din ce în ce mai mult despre Dumnezeu, dacă nu ai ajunge la o relație mai profundă cu Cel Înviat, e aceeași, aceeași mister ca orice altă stare. Diferența o face Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. El este iubitul inimii noastre. El este cel care a schimbat, cum se pomenea dimineața și atât de mult a fost zidit în inima mea, acel obiect care aduce la prea vedere o imagine a durerii și a groazei și a fost și reprezintă până ziua de astăzi. Dar cel care a stat pe cruce este Fiul lui Dumnezeu. Este Dumnezeu. Și planul lui a fost să se descopere pentru inima mea și inima ta. Este fenomenal. Cum să fi un pocăit plictisit? Pentru mine, a fi creștin plictisit, a fi un creștin care nu mai are pasiune, este o contradicție în termen. Pentru că atunci când îl ai pe Hristos înaintea ta și el este dispus să-ți descopere, turma guști din bunătăți, Dumnezeu, spune Salmistul, veniți și vedeți. Veniți și gustați. Veniți și vă înfruptați. Veniți și descoperiți-mă. Pentru asta trebuie să înțelegem acest plan deosebit al Dumnezeu. Și a dimensiune, pe lângă mântuire, descoperire, este învățătură. Și știu că învățătura mult obosește trupul, dar este vorba despre acea știință, acea cunoaștere care nu obosește niciodată. Care te face să-ți dorești mai mult și mai mult. Spune cuvântul Domnului în versetul 12, dacă ai înțeles conceptul Harului, dacă ai înțeles conceptul mântuirii, dacă ai înțeles ce se întâmplă între tine, Golgota și cel înviat, ai, ai, ai priceput, ți s-au descoperit tainele Lui Dumnezeu, atunci ai parte de procesul învățării. Și noi românii avem o vorbă că până ce murim, tot învățăm. Și ar fi înțelept să fim atât de deschiși și atât de maturi încât, în orice experiență, în orice stare cu Domnul, în orice rugăciune, în orice cântare, să te de vorbă la un moment dat, săptămâna asta cu un frate aici la noi din metropolă și el îmi zicea amândoi am, am crescut în aceeași zonă uh, din Ardeal. Așadar, numele străină, imaginea ce mi-o prezenta, cu acea biserică mică, de țară, cu oameni simpli, cu oameni la vremea aceea nu cu multă carte, poate că era unul sau doi care știau să citească, să buchisească, cum spunem noi. Dar deschideau scripturile. Și când deschideau scripturile, ceva miraculos se întâmpla. Uitai că erai sub comunism, uitai că nu aveai prea multe lucruri, Uitai și de derbiul etern, Steaua Dinamo. Amo? de toate. Singurul care ți se părea că era acolo și conta cu adevărat era Iisus Hristos. Și venea această prezență fenomenală și această realitate palpabilă prin învățătura unor oameni simpli. O învățătură fundamentată într-o trăire autentică. Repet, o învățătură fundamentată într-o trăire autentică. O trăire reală. Și ce spune cuvântul Domnului? Versetul 12 și ne învață ce? Ce ne învață pe noi? Acesta este verbul. Aceasta acea este, aici acea este imaginea comună și ne învață să o rupem cu păgânătatea. Ce te mai învață pe tine cel înviat? Te învață să o rupi cu poftele lumești. Și, ce te mai, și pentru ce mai înveți atâta? Și pentru ce trebuie să mai înveți? Ca să trăim când? Știți că noi avem o tentație destul de. Erați folosit un cuvânt fatalist, dar am să fiu foarte atent. Am vrut să dau un cuvânt ăsta de, de final. Dar avem o tentație atunci când vorbim să vorbim despre ceea ce a fost și într-un fel sau altul despre ceea ce vine. Ceea ce a fost și ceea ce vine. Numai când v-am adus această imagine a celor trei dimensiuni, noi, Golgota și cel înviat, de fapt am vrut să vă arăt că acoperim toate timpurile. Acoperim trecutul, prezentul, și viitorul. Apostolul Pavel spune: Eu dacă am primit învățătura, eu dacă am înțeles taina mântuirii, am înțeles harul lui Dumnezeu, mi-a fost descoperit, dacă am fost învățat, atunci înseamnă că sunt chemat la trăire. Și trăirea nu pentru poimâne. Și nu pentru atunci când am să văd cum o să fie, nu știu când, peste nu știu câți ani. Ci îmi place așa de mult, spune cuvântul, să trăim în viacul de acum. Da, viacul de acum. Acum când ai telefonul în mână, Acum când ai laptopul în mână, acum când ai acces la orice informație, acum când toate -ți sunt la dispoziție, acum când spui că este așa de dificil, atât de complicat, Apostolul Pavel și îți spune, dacă îl ai pe Hristos, dacă ți s-a fost relevat, descoperit, dacă ai fost învățat, vei avea și puterea să trăiești astăzi, aici și acum, pentru gloria lui Isus Hristos. Spune să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavia, să știți că nu are vârstă. Mai mult câte unul care îmi spune o, asta e modă veche, asta a fost cândva, la audio așa, aia, un pic de tentă de de cândva. O, să știți că dacă este vorba despre evlavie, iubesc tenta asta. Pentru că Hristos îți spune în viacul de acum să trăiești cu evlavie. Doamne ajută la lucrul acesta. Așadar, în primul rând, Dumnezeu a împlinit prin Hristos la Golgota ceea ce oamenii nu puteau îndeplini. În al doilea rând, la Golgota, pentru noi, prin Iisus Hristos, s-a petrecut acest moment unic în istoria omenirii. Mi-a plăcut momentul de această seară, prin mesajul a fost adus prin cântare și acel a, a, cuvânt de introducere, în care se spunea că de-a lungul anilor, de-a lungul timpului, putem să povestim și putem să repovestim și să reprezentăm această ce? Această imagine, dar o imagine unică, care nu se va mai repeta niciodată, a Hristosului care se jerfește pe Golgota. nicio o altă religie, iubiților, nici o altă religie, nicio o altă învățătură, nici o altă concepție din lumea aceasta nu are această particularitate, această stare de unicat. Hristos, este cel care s-a dat. Citiți împreună cu mine, vă rog, versetul 14. Cum începe? El, adică Hristos, da? Ce a făcut? S-a dat pe sine însuși. De obicei, cei cu superioritate trimit pe cei inferiori să facă ceva. De obicei, la mai tare de ordine celui mai slab. De obicei, Imaginea asta, mistica a unui zeu puternic, este cel care controlează totul și se folosește de alții. Noi ce sărbătorim astăzi, îl sărbătorim pe unul care spune că a luat chip de om. Și s-a făcut cum? Asemenea nouă. Și a locuit printre noi. Și a trăit ca noi. Și a simțit ca noi. Totul ca noi. Ca să ajungă la acest moment unic, la Golgota, la cruce, unde s-a făcut diferența. Unde noi, chiar dacă pe, pe cruci acolo, Atenție mare, pe cruce acolo erau trei. Erau doi tâlhari și Cristosul. Dar diferența o face Hristosul. El este centrul. Și nu s-a mai întâmplat și nu se va mai întâmpla pentru că a fost o dată pentru totdeauna. Iisus Hristos este Domnul. Spune cuvântul Domnului, versetul 14, El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege. Când am început să evangelizez pe alții prin tren, când mă întorceam plin de râvnă de la școli, încă atunci biserica mai tineri și vă aduți aminte de râvna tinereții când abia așteptam să vorbim cu un nemântuit și să prezentăm Evanghelia. Una din imagine ce-o dădeam mereu era aceasta. Dacă am ajunge acum în Cluj și când am coborât la standul de ziare, pe prima pagină ar fi scrise doar păcatele ce le-ai comis ieri. Cum te simți? Gândurile ce le-ai avut vis-a-vis -vis de fratele tău, de sora ta, de prietenul tău, de neamul tău. Cum te-ai simțit? Ceea ce ai vorbit așa în taină, acum ar fi pe, pe pagina ziarului. Cum te-ai cum, cum ar fi să fii descoperit? Toate promisiunile care ai făcut lui Dumnezeu și au fost încălcate, cum ar fi? Trebuia pagine să fie prezentate. Iubesc așa de mult ce a făcut Hristos pentru noi la Golgota, ca să ne răscumpere din orice fără de lege. Slăviți să fie Domnul! Strigă laudă lui Iisus! dă slavă lui Isus, pentru că El este Cel care ne-a iertat de ori și ce fără de lege. Glorie celui înviat în veci de veci. Știți de ce face lucrul acesta? Asta îmi place. De deci, ce îl iubesc pe Hristos. Pentru că nu numai că ne-a adus mântuirea, ne-a iertat fără de legea, dar spune versetul 14, după ce le-a răscumpărat din orice fără de lege, nu se oprește aici. Spune să-și curățească un norod. Traduc pentru cei care poate nu-ți familiarizați cuvântul acesta un popor, o, o grupare, o comunitate, o, o stare de oameni care ce să fie? Nu zice acum Hristos vine și ne impune. Uitați, uh, pentru voi, la Golgota, eu am făcut și am înviat și de acum înainte asta este. Îmi place că trăirea, trăirea pentru el este ceva normal și natural și este ceva cu care îl onorăm pe Dumnezeu. Pe el îl interesează relația. Știți ce am pierdut noi astăzi în creștinismul ăsta contemporan și așa de, de, de plin de tot felul de, de stări, și. Știi, ce a pierdut? Ști multe, face multe, și ne trezim că nu avem. nu avem relație. Relația. Spune, să-și curățească un orod care să fie al lui. Așa cum, nu știu care dintre copiii mei la un moment dat, săptămâna trecută, mă întreba cum vine cu dialogul ăla fenomenal între Dumnezeu și vrăjmașul ăla negru. și îi place cum Domnul îi spune, hei, ce? L-ai văzut pe... pe, pe, cine? Pe Iov. L-ai văzut pe Iov? Și? Care-i povestea? Domnului i-a făcut plăcere să arate înspre lui. Ei, Iov e al meu. Și mă iubește și mă adoră și eu îl iubesc și suntem într-o relație și credincios. Și Michiduța asta face, că el asta face, ăsta e rolul lui, din păcate, să tot strice, zice, hei, nu știu dacă chiar e vorba de relație, când este vorba de ceea ce i ai dat, de ceea ce ai dat. Și Domnul se basează pe relație și îi spune, auz, dacă pentru tine crezi că ceea ce este între noi sunt lucruri din lume, îți dau voie să le iei. Și nu numai să îi le iei din lume, dar să mai dau voie să mai faci ceva. Chiar poți să-l atingi, numai că nu poți să te pui între noi. Între noi nu te poți spune. Și vei vedea. Și chiar atunci când oamenii din jur nu te înțeleg, ca și din lângă tine, din, ce, din grupul cel mai apropiat, în care ai crezut, în care ai, spus că nu te vor trăda, că vor fi alături de tine. Ange poate chiar ce să-ți spună, auzi, blasme pe Dumnezeu și mori. Bă, dacă l-au avut dreptate, bleasme pe Dumnezeu și mori. Iov, ține minte că ceea ce contează cel mai mult este relația cu Dumnezeu și rămâne până în ziua de astăzi omul relației cu Dumnezeu. Spune cuvântul să-și curățească un norod care să fie al lui. Că ăștia ai lui, știi cum sunt? Plini de râvnă pentru fapte bune. Plini de râvnă pentru fapte bune. Doamne ajută la lucrul acesta. La Golgota vrea să vă aduc două imagini se întâmplă două lucruri extraordinare. Eu cred că Golgota este cel mai bun loc de întâlnire a oamenilor. Versetul 11 spune că harul Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii. La Golgota nu ești respins, la Golgota nu ești etichetat, la Golgota nu ești pus în diverse clase sociale, la Golgota ești înconjurat de același Dumnezeu plin de dragoste pentru toți oamenii. La Golgota se întâmplă să fie răspunsul de dragoste al Domnului pentru răutatea omului. Răspunsul lui Dumnezeu plin de dragoste pentru răutatea omului, dar care are în vedere salvarea omenirii. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice frădelege. Ei strigau, răstignește-L! Și Hristos pe Golgota striga, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Câte dragoste! Câte dragoste! Slăbit să fie Domnul! Câte pasiune pentru noi! la Golgota, Hristos spune, Tată, iartăi. Și cel din urmă la Golgota este locul recunoașterii și locul recunoștinței. Spune versetul 14, El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fel de lege și să-și curățească un norod care să fie al Lui. Ne-a recunoscut ca fiind al Lui. Dar, surprinzător, să știți că pentru cei ce sunt în dinciorul de Dumnezeu, acelui care a înviat, acelui înviat care este Domnul în veci de veci, știți că astăzi mulți spun Hristos a înviat, dar nu mai spun și mâine. Știți că în România, săptămâna viitoare, se va, se va spune pentru o perioadă Cristos a via pentru că este Paștele Ortodox, dar pe urmă nu se va mai spune și nu vor să aibă de-a face cu cel înviat. Știți de ce? Pentru că acum nivelul de cunoaștere este atât de mare încât oricine știe că odată ce îl recunoaștem pe Hristos ca fiind cel înviat, când El va veni din nou, poziția Lui va fi cu totul alta. Astăzi, dacă suntem în har, este datorită lui Hristos. Astăzi, dacă ni s-a descoperit, este gloria Lui. Astăzi, dacă trăim, trăim pentru El. Suntem binecuvântați și putem striga din inimă. Hristos este viu. Și este un mesaj de bucurie și de satisfacție. Și este un mesaj optimist pentru noi. Și până ce El nu se întoarce, ar trebui să ducem tuturor vestea aceasta. Iisus Hristos este Domnul. El a murit la Golgota pentru frădelegea noastră și ne dă șansă la viață împreună cu El. După ce se întoarce, istoria lumea va fi împățită din nou în două. Unii se vor uita la Hristosul cel înviat ca la un judecător, iar alții se vor uita la Hristosul pe care l-au așteptat și l-au iubit toată viața ca unul care știe să răspătească. Din care categorie vrei să faci parte de această seară? La aceste sărbători, la după ce se va închide cortina sărbătorii. Și dacă Domnul îți va da harul ca mâine să încep din nou, ce, ce se va întâmpla? Și ce mi-aș dori să se întâmple? Ar vrea să puneți vesetul 13. Vesetul 13, afișați-vă rog, și aș vrea să fie o realitate între noi, Golgota și cel înviat. Așteptând ce? Be happy, zice americanul. Nu? Acum aveți motive să fim americani. Așteptând fericita noastră nădejde. Și știți că e nădejdea noastră? Că Iisus Hristos vine că cel viu, cel care este Domnul Domnilor, se întoarce după poporul lui, se întoarce după noi, se întoarce după miliasa lui, se întoarce după cei ce au trăit cu credincioșie, au trăit în mântuire, au trăit în planul divin, acei care l-au iubit și l-au slujit, cum nimeni -a nu știe, spune cuvântul Domnului. Și versul de cântare, ca eu îl iubesc așa de mult, a declarat lucrul acesta, este unul dintre versurile mele preferate. Că te-am iubit, te-am așteptat, te-am slujit, te-am dorit. Că nimeni, nimeni nu știe. E taina inimitale, este focul inimitale, este pasiunea ta, este dorința ta, este așteptarea ta. Pentru tine nimic nu este mai important. Așteptând fericita noastră nădejde și arătarea. Îmi place așa de mult modul în care Pavel Parcă îl văd cum își caută, cum zice David, cu vin de piele farme, clocotesc în inimă și zic, lucrarea mea de laudă este pentru împăratul, ca pana unui scriitor iscusit să fie limba în orice vreme. Amin. Aleluia! Când vorbesc despre Cristosul cel viu, când vorbesc despre Golgota, când vorbesc despre noi, mă uit eu știu că pe ceruri va apărea marele nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. El este Cel Înviat. El este Cel ce a biruit moartea. El este Cel ce a călcat pe boldul morții. Și când Pavel spune, Ei, moarte, multe ravage mi-ai făcut tu vreau să spun ceva astăzi, zice Pavel. Numai o întrebare vreau să-ți dau. Unde îți este boldul moarte? Și noi să spunem, Hristos a biruit. Hristos e viu. Hristos a înviat. Hristos rămâne domn și se va arăta ca mare răscumpărător, ca mare domn, dar mai ales mântuitorul și iubitul inimii noastre. Amen.